Am ales să mă înscriu în acceleratorul Preda Viitor pentru că mi-am dorit să învăț mai multe lucruri, să îmi dezvolt capacitatea de cunoaștere și de transmitere a ideilor, așa să le pun în practică mai departe, în mod benefic, copiilor, elevilor mei. Un moment deosebit în cadrul acceleratorului Preda Viitor au fost mai multe, dar cred că deosebit a fost acela în care am întâlnit oameni care lucrează în domeniul IT. Faptul că i-am văzut acolo, că în mediul lor de lucru, antreprenorii tot din domeniul IT și ceea ce mi s-a părut deosebit a fost faptul că transmiteau întrebări de genul wow, au pornit de la zero, au învățat singuri, n-au știut nimic, au învățat de pe internet. Faptul că erau permanent într-o stare pozitivă de încurajare a ideii de a pune în practică ideea și faptul că au fost conștienți la un moment dat în cazul unui eșec și au știut să reia ideea și să o ducă și să o finalizeze cu succes. Din experiența acceleratorului voi duce elevilor mei experiențele, poveștile frumoase transmise de oamenii minunați pe care i-am întâlnit, ideile legate de domeniul IT, limbaje de programare noi, aplicații pe care voi putea să le utilizez în practică și pe care vor fi în folosul lor, metode de predare, de parcurgere și de învățare a unui concept din perspective noi, învățate în cadrul acceleratorului, de experiență, integrare, acțiune și generalizarea conceptelor respective. Și încă ceva, le voi transmite ceea ce au transmis și oamenii pe care i-am întâlnit, curajul de a concepe, de a realiza ceva, de a porni o idee până la urmă și a o materializa sau transmite mai departe. Competență pe care am descoperit-o tot prin experiențele pe care le-am avut în cadrul acceleratorului, prin întâlnirile și poveștile oamenilor pe care i-am întâlnit, ar fi aceea de a fi autodidacți, de a avea capacitatea de a învăța singuri, de a-și dori să învețe mai departe ceva, de a analiza, de a gândi critic, de a concepe un produs și de a-l gândi în cadrul unui proiect integrat într-un grup de lucru, de a coopera. Rolul profesorului de informatică ar fi de a forma abilități, de a transfera cunoștințe, de a insufla dorința pentru a-și dezvolta o carieră pe domeniul IT, de a-i motiva și a-și
ar dori să învețe singuri. O idee de proiect pe care aș dori să o pun în practică, cred că din semestrul al doilea, pe care oricum l-am transmis-o de la începutul anului școlar, deci mă doresc, ar fi realizarea unui cerc tip club de informatică în care voi integra toate aplicațiile despre care am aflat că sunt utile pentru un job în domeniul IT. Aș recomanda programul Predau Viitor pentru că este un cumul de experiențe deosebite, pentru că am acumulat foarte multe cunoștințe, pentru că am creat foarte multe legături într-un spațiu cu oameni deosebiți, inimoși, minunați. Am încredere că pot să predau viitor.